Domnilor și doamnelor, suntem în biroul domnului ministru. Vreau să vă transmită la toată diaspora românească, la toți românii care n-ați uitat de România, sunteți alături de popor, neamul nostru românesc, să vă transmite salutări. Da, eu, primul rând, vă mulțumesc pentru vizita la Ministerul Justiției. Al doilea rând, Ministerul Justiției este în slujba nu numai a românilor din care locuiesc în România, ci a românilor de pretutindeni, indiferent dacă au eventual și o altă cetățenie. Suntem cu toții, gândim la fel, avem aceleași obiective, să spunem, de a trăi mai bine, de a realiza personalitatea fiecăruia dintre noi într-un loc mai apropiat sau mai îndepărtat de cel în care s-a născut. Ne bucură să fim cu toții împreună, în aceeași gândire, în aceeași simțire, chiar dacă, repet, în locuri diferite, că fiecare, și aici știu foarte bine, fiecare se întoarce cu gândul, cu fapta, acolo de unde a plecat. Mulțumesc încă o dată, rândul bine la toți românii. Și noi mulțumim distinsului domn ministru și ca lider spiritual al bisericii, aș dori să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, cum am binecuvântat atâția șefi de state și dânsul merită că este un român deosebit, să cerem binecuvântarea bunului Dumnezeu și promitem lui Dumnezeu și poporului român că vom fi alături, mai ales că am găsit o invenție româno-americană prin care vom produce energie și dumneavoastră, cetățenii români, ca și cetățenii norvegieni, fiecare cetățean norvegian se naște milionar datorită acestor resurse. Noi, prin această corporație, care o vom face cu autoritățile și printr-un protocol cu Congresul Mondial și autoritățile din România, fiecare cetățean va fi coacționar pe aceste resurse și să-i producem energie. Mulțumim lui Dumnezeu și Doamne ajută! Și domnului secretar de stat, domnul ministru Costea, mulțumim și Doamne ajută și binecuvântăm poporul român! Primiți